Da, ce mă întrebați dumneavoastră este o simplă sesizare internă, așa cum sunt multe sesizări interne într-o structură de câteva mii de oameni, ea o să fie analizată de organele abilitate, de Biroul Național și de Comisia de Etică, dar pentru moment nu s-a întâmplat nimic. Este o simplă sesizare, așa cum sunt multe altele și în mod normal ar trebui să rămână internă până la o decizie.